Lumina spațiilor sacre, moșteniri brâncovenești, este un proiect artistic-educațional deschis spre dialogul intercultural și interreligios. Scopul proiectului este de a studia istoria siturilor culturale și religioase aflate în lista Patrimoniului Mondial UNESCO și de a crea și implementa programe educaționale, creative, accesibile generațiilor tinere, cu scopul de a le face conștiente de valorile patrimoniului cultural ce îl dețin. Și în acest an, artiști vizuali de marcă au participat în cadrul acestui proiect la tabăra de creație găzduită de Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la porțile orașului. Bun găsit! Suntem în curtea Palatului Brâncovenesc de la Mogoșoaia. Aici a luat naștere un proiect minunat numit Lumina Spațiilor Sacre, Moșteniri Brâncovenești. Un proiect care a fost inițiat în 2019 cu ocazia președinției României la Uniunea Europeană. Acest proiect a călătorit din spațiul european până la Esfahan, astfel încât s-a parcurs un drum prin care, pe vremuri, Marta Bibescu, însoțită de soț, a călătorit și a scris o carte de memorii publicată și premiată de Academia de Științe de la Paris. Suntem mândre de patrimoniul nostru cultural și religios și în fiecare an, începând cu 2019, am susținut acest proiect, încercând să promovăm prin acest proiect tineri artiști, scriitori, fotografi, oameni de cultură care încearcă să transmită valorile culturii tradiționale, identității românești, generațiilor care vin prin activitățile realizate de ei. Anul acesta, Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești, în parteneriat cu Centrul Cultural pentru UNESCO Mihai Eminescu, realizează acest proiect, Moșteniri Brâncovenești, și prin acest proiect promovează tradițiile broderiei în ie, tradițiile textililor românești, și aici în muzeu am ținut un atelier de creație cu copiii din comunitatea din Mogoșoaia, dar și cu copiii care frecventează Centrul Cultural pentru UNESCO Mihai Eminescu, în sala de scoarțe, unde am povestit despre tradiția confecționării unui covor și ce înseamnă de fapt un covor în tradiția populară românească. Bineînțeles că aceste povești spuse în muzeu au nu doar o valență ludică de a educa copiii în spiritul poveștilor tradiționale, dar au și o valență de patrimoniu intangibil, adică să se creeze o legătură între obiectul de muzeu, valența lui culturală, dar și acea spirituală, adică încărcătura mesajului purtat de o scoarță veche să fie înțeleasă de mintea jucăușă și ageră a unui copil. Un alt segment al proiectului este acea în care pictori profesioniști își vor manifesta talentul ilustrând diverse scene cu portul tradițional românesc, mai ales scene în care Regina Maria, Prințesa Ileana poartă ii tradiționale și, bineînțeles, că se vor ilustra și peisaje cu actuala viziune a palatului și al conceptului peisagistic a acestui loc. În acest an au participat la această tabără de creație artiști plastici din România, Bulgaria și Republica Moldova. My name is Dimitar Velichkov. I am painter from Sofia, Bulgaria. Mă numesc Dimitar Velichkov, sunt din Sofia, Bulgaria. Sunt pictor și sunt încântat de faptul că sunt invitat aici în această reședință artistică. Este un loc în care mă inspiră, un loc istoric. Sunt prezent în proiectele din România din 2003 și îmi place mult și mă pasionează istoria locurilor unde se țin proiectele, cum ar fi Râșnov, Aiud și Mejdia. Source of inspiration. In this project,
I tried to experiment with Îmi plac acele sincretisme de stiluri arhitecturale. Am plasat într-un mediu natural armonios, mă inspiră foarte mult, iar tehnica prin care lucrez este acrilicul. Acrilicul este un mediu foarte ușor de manevrat în acest stil de pictură, în care am pictat mai mult compoziții geometrice arhitecturale. Also a lot of history, and this is very interesting for me. Mă numesc Victor Frimu, vin de la Chișinău. Sunt pentru prima dată aici. Mi-a plăcut enorm de mult. Din punct de vedere arhitectural, ca zonă, e un spațiu verde și nu doar din punct de vedere istoric și cultural impresionează, dar și artistic. Și ceea ce am pictat aici a fost pură inspirație din această locație a Palatelor Brâncovenești. Am pictat palatul, am pictat turnul sau poarta principală, am făcut plimbări prin parc, am pictat zona parcului, e extraordinară, deci conexiunea artistului cu natura am simțit-o foarte, foarte profund. Am venit în România la invitația doamnei Nicoleta Zagura și a Centrului Cultural Eminescu, în colaborare cu UNESCO. Am venit ori de câte ori am avut invitația, cu mare plăcere am acceptat și am mers și în zona Bucovinii și la București am pictat și acum mă bucur că am ajuns și aici. Mă numesc Radu Negru, sunt artist din Republica Moldova. Sunt de-a a doua oară în aceste împrejurimi și eu sunt pasionat de locurile pitorești din Măgoșoaia și am făcut studii de peisaje din împrejurimi și am profitat de spațiu și de tematica impusă de centrul Mihai Eminescu, ce legat de cultura românească tradițională. Am pictat un chip tradițional românesc și un tablou inspirat din secolul trecut, din imagini ilustrative care le-am văzut și la muzeul de Măgoșoaia, cu un peisaj rural, adică un peisaj grizat. Și două studii din împrejurimile Palatului Măgoșoaia, cu turnul de intrare și cu cuhnea și încă un studiu cu turnul separat, adică cum ar fi o intrare în spațiul frumos al Măgoșoaia. Am să accept cu mare drag invitația să mai revin pe aceste locuri și adevărat, sunt impresionat și plăcut surprins de anotimpul care a ținut cu noi și spațiul, să știi cum arată. Sunt Deana Caisân, din Chișinău. Sunt artist, cel puțin așa vreau să cred. Încerc. Aici la Măgoșoaia, pentru prima oară, am fost 3 ani în urmă și am repetat vizitele. Mi-a plăcut enorm. Din prima zi am analizat și am studiat istoria Martei Bibescu, un personaj excepțional. M-a inspirat enorm și am făcut un șir de portrete și cu Marta Bibescu, cu Regina Maria și le simt ca niște femei foarte puternice. Pentru mine asta e important și încerc să le simt interiorul. Adică nu pictez doar chipul, fiindcă ochii sunt oglinda sufletului. Noi și normal că ne putem camufla sentimentele, dar ochii nu mint. Și în lucrările mele eu încerc să cunosc aceste femei puternice. Și normal că mă influențează și ambianța.
pe lângă portrete și normal că am mai pictat și peisajele de aici, palatul, adică este ceea ce mă inspiră. Normal că fac o pauză între portrete, fiindcă trebuie să mă revelez. Și atunci fac peisaje, fac naturi statice, adică ceva ce mă mai sustrage. Dar baza, oricum, pentru mine e foarte important să pictez anume portrete. Ești un artist portretist, poți să spui asta? Nu știu, nu pot să-mi dau o calificație, dar da, mai mult asta mă pasionează. Pictez de toate, mai multe genuri din artă, dar asta mă pasionează cu adevărat. Experții UNESCO, invitați în proiect alături de echipa Centrului Cultural Mihai Eminescu și muzeografii Centrului Cultural Palatele Mogoșoaia, au desfășurat și în acest an, în parteneriat cu Biserica și Școala din Mogoșoaia, activități educaționale prilejuite de acest eveniment. A devenit deja o tradiție ca în fiecare an să ținem unul sau două ateliere și în curtea Bisericii Sfântul Gheorghe de Pajiște, din cadrul complexului Centrul Cultural Palatele Brâncovenești. Astfel încât anul acesta am avut deja două ateliere deschise în curtea Bisericii Sfântul Gheorghe. La eveniment au participat copiii din parohie și joi avem ultimul eveniment cu ocazia încheierii tabere și vom avea și o mini-expoziție a lucrărilor realizate de copiii din Mogoșoaia, tot în curtea Bisericii. Anul acesta se fac 65 de ani a României în UNESCO. Un moment important, deoarece trebuie să ținem minte și să punem mare preț pe moștenirea culturală lăsată de generațiile anterioare. Iar Constantin Brâncoveanu a lăsat României nu doar un stil arhitectural aparte, dar și un concept prin care comunitatea era chemată în jurul mănăstirilor și bisericilor și educată. Mănăstirea Curez este unica mănăstire din sudul țării care este pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Este un tezaur în ceea ce privește modul arhitectural în care este construită, dar și fresca din mănăstire. Astfel încât, fiind aici, la Mogoșoaia, și având tabloul votiv din mănăstirea Curez, am ținut o prelegere pentru artiștii participanți la proiect despre acest segment. Important pentru istoria noastră. Mănăstirea Curez este un leitmotiv în acest atelier, deoarece este cea mai reprezentativă din punct de vedere artistic și arhitectural pentru lista Patrimoniului Mondial UNESCO românesc din sudul țării.